luați seama să nu-i atribuiți Duhului Sfânt închipuirile voastre de șarte. Am văzut Duhului Dumnezeu dezonorat fără rușine de către unii. Sper că erau nesănătoși la minte. Că li s-a revelat cu tare sau cu tare lucru. În ultimii ani n-am avut nicio săptămână în care să nu fi fost deranjat de revelații ale unor ipocriți sau maniaci unora cam nebuni le place foarte tare să vină la mine cu mesaje din partea Domnului. Și poate că îi scutez de mult necaz când le spun o dată pentru totdeauna că nu mă interesează mesajele lor stupide. Niciodată să nu-ți închipui că întâmplările acelea îți sunt revelate ție din cer. Altfel, ajuns să fie asemenea celor idioți care îndrăznesc să-și pună propriile lor tâmpenii strigătoare la cer în seama Duhului Sfânt. Dacă simți că te mănâncă limba să vorbești prostii, pune asta pe seama diavolului, nu a Duhului lui Dumnezeu. Orice lucru pe care Duhul Sfânt dorește să-l reveleze oricăruia dintre noi, se află deja în cuvântul lui Dumnezeu. El nu mai adaugă nimic în Biblie și nici nu va face niciodată. Deci cei care au revelații din acestea să se ducă la cuncare și să se trezească la realitate.